Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, cu acuzațiile șocante aduse spitalului Sfântul Pantelimon din capitală. Acuzații că oameni ar fi fost lăsați deliberat să moară la secția de terapie intensivă pentru că li s-ar fi administrat incorrect anumite medicamente sau mai puțin decât ar fi fost cazul ca să-i țină în viață. Corpul de control al Ministerului Sănătății, spune ministrul Rafila, merge mâine dimineață la acest spital. E vorba de 20 de pacienți care și-ar fi pierdut viața potrivit acestei sesizări făcute anonim de o asistentă de acolo, de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Ministrul Rafila spune că această echipă de control de la minister o să fie însoțită și de un reprezentant al Colegiului Medicilor și că și managerul unității medicale respective a dispus o anchetă la rândul lui în acest caz. Acuzații extrem de grave. Încercăm să intrăm în legătură cu Vasile Barbu de la Asociația Pacienților. Ne-a promis un punct de vedere. Domnule senator Bodog, știu că aveți și sunteți medic. Ce se putea întâmpla? Încercăm să elucidăm acuzațiile astea. Ce se putea întâmpla acolo? Ce tip de medicamente? Ce tip de substanțe? Asta a fost exprimarea din sesizare. Substanțe să fi fost date pe spongi necorespunzător ca să moară oamenii deliberat. Acum există mai multe ipoteze. E foarte greu să mă pronunț eu. Sunt acele medicamente de suport care țin practic pacientul în viață, care susțin funcția cardiacă și funcția respiratorie. Probabil că la asta se referă sesizarea. Nu avem de unde să știm dacă sesizarea este reală sau nu, însă acest lucru poate fi verificat, pentru că tot ceea ce se administrează se consemnează în foaia de observație și pe de o parte, și pe de altă parte, în spate există comenzile care se fac la farmacie. Deci se poate verifica extrem de ușor. E grav dacă s-a întâmplat așa ceva și dacă s-a întâmplat, acolo nu trebuie să rămână piatră pe piatră, însă eu am mai avut situații de genul ăsta și adică să existe astfel de sesizări care nu s-au confirmat în situația în care, la urmarea verificărilor făcute. Deci e posibil ca o persoană să dorească să se răzbune pe cineva de acolo, la fel cum, așa cum am început de altfel, există și această posibilitate ca faptele să fie reale, iar dacă faptele sunt reale este extrem de grav. Dar, repet, acest lucru poate fi verificat extrem de ușor, pentru că există o trasabilitate. Aceste medicamente sunt un traseu special, doar terapia intensivă le prescrie și se poate verifica trasabilitatea și modul în care au fost administrate, plus că acolo nu lucrează o singură persoană. Deci e foarte greu să ascunzi un astfel de comportament dacă într-adevăr s-a întâmplat. Însă asta ar da peste cap tot ceea ce știm eu despre jurământul lui Hipocrate, pe care fiecare dintre noi medicii îl depunem la momentul la care finalizăm facultatea de medicină. O fi vorba de medici, o fi vorba de asistente, nu știm, dar ce știm și este confirmat de directorul spitalului este că au fost 19 decese în 4 zile la această secție de terapie intensivă. O coincidență, să zicem așa, fără precedent. Vasile Barbu, președintele Asociației Pacienților, în legătură cu noi. Bună seara, domnule Barbu. Ce știți? Bună seara, bună seara. Da, trebuie să vă spun că noi monitorizăm acest spital încă din luna decembrie. Acolo au fost și există foarte multe probleme, nu numai legate de această întâmplare nefericită. Să știți că în urmă cu 3 săptămâni, într-un weekend, au fost 46 de decese. Jesus. Mirosea efectiv de la compartimentul de anatomie patologică, mirosea, iar avem declarații de la asistente medicale și infirmiere că erau decedați până și pe jos. În morgă erau decedați și pus pe jos. Nu mai aveau loc în frigidere. De asemenea, autoutilitarea pentru transport persoane decedate, care știm foarte bine are o capacitate destul de mare, era parcată în curtea spitalului și l-am văzut-o la un moment dat pe o stradă laterală, deci ședea în apropierea spitalului.
Deci nu este posibil așa ceva, dar noi am crezut că decesele se datorează unor cauze obiective, adică pacienții chiar au decedat, pentru că spitalul într-adevăr era foarte aglomerat, era și o secție de terapie intensivă undeva la parter lângă terapie intensivă, apoi au montat ventilatoare pe secția medicală, ventilatoare care nu erau supravegheate de medici de specialitate și de asistente medicale de specialitate din terapie intensivă. Deci a fost o mare greșeală și aici conducerea spitalului trebuie să fie responsabilă, însă această conducere a jucat tot timpul ambata și în loc să rezolve problemele, se disculpau și acuzau tocmai unele persoane pe care le bănuiau ei că ne dau nouă informații. Ceea ce nu este adevărat. Ei nici măcar n-au... Nu știu cine ne dă nouă informații din spital, nu cele pe care ei îi tot persecută și le terorizează la locul de muncă, amenințându-i și denigrându-i față de restul colectivului. Avem și astfel de reclamații din partea unor medici și asistenți medicali. Chiar alaltă era asistenta medicală șefă de terapie intensivă și a depus demisia pentru că și-a dat seama că ceva nu este în regulă acolo. Directoarea medicală, de asemenea, este o cunosc de ani de zile, este un om de bună credință, era total nemulțumită. Nu vă pot da încă detalii pentru că acum deja dosarul se află la parchet. Eu sper că cei de la parchet vor investiga mortalitatea încă din luna decembrie, de când și noi am constatat că mortalitatea a crescut față de anii trecuți. Este incredibil ce creștere de mortalitate. Înainte din terapie intensivă scăpau 80-90% dintre pacienți. Acum am avut săptămâni în care aproape toți pacienții decedau până la urmă. Deci este incredibil ce se întâmplă. Am semnalat acolo, chiar am transmis un mesaj și domnului ministru că ce se întâmplă la Spitalul Pantelimon nu este în regulă. Într-adevăr, domnul ministru a luat în serios această situație și a planificat un control. De asemenea, urma ca acum, cu ocazia evaluării indicatorilor de manager, să găsească o soluție și va constata dumnealui, de fapt, prin și corpul de control, comisia de control și evaluare a activității managerului, urma să fie confruntată și constata că numărul de decese a fost nevoie de sesizarea asta ca să trimită în cele din urmă corpul de control, deși dumneavoastră, domnule Barbu, ziceți că ați sesizat mai de mult. Noi am sesizat că sunt greșeli de management, că indicatorii acolo nu, se pare că nu sunt corecți, dar nu aveam ce să facem, nici domnul ministru nu are ce să facă și am citit legislația, am consultat cu specialiștii și într-adevăr nu pot să-l demită pe manager pentru ceea ce face. Urmează să-l evalueze și legea spune după evaluare, dacă indicatorii nu sunt în regulă, managerul să fie demis. Da, și așa s-a întâmplat și în alte situații, în anii trecuți și acum un an și de ani în urmă. Recapitulăm însă... ce ne spune conducerea spitalului. Deci doctorul, managerul spitalului Bogdan Socea zice așa... Este un mincinos și o declar public, este mincinos, să mă dea în judecată. Deci acest om minte. Noi cunoaștem realitatea, suntem prezenți în spital. Stați că zice așa, aveau probleme complexe pacienții de acolo, multe probleme asociate cei de la ATI care au murit. O să se analizeze fiecare caz în parte. Da. În terapie toți au. Păi. Da? Numai că acolo sunt medici care luptă, da, luptă ca oamenii să trăiască. Da, bun, și acum... discutăm, iată, ce se întâmplă la municipal, ce se întâmplă la Foreasca, ce se întâmplă în alte spitale, la Colentina, la Bagdazar Arsenie. E o luptă continuă acolo, încât pentru fiecare viață este o muncă uriașă din partea medicilor, asistenților, a infirmierilor. Numai că aici medicii nu prea erau prezenți, nici în terapie intensivă erau lăsate. Asta e întrebarea, dacă aici vorbim de o neglijență criminală sau de un gest deliberat, care poate fi asimilat crime,
femei, cumva? Este cuvântul potrivit, de neglijență criminală, pornind de la manager, director medical, șef de secție terapie intensivă, dar și, nu știu, cred că autoritățile competente, corpul de control al ministrului va constata și altele, pentru că vor avea acces la documente. Acum, nu știu câte documente vor avea de mâine, pentru că o parte de documente din datele pe care le avem sunt plecate la parchet și sigur că da, parchetul are prioritate în tot ceea ce trebuie făcut, pentru că au specialiști și specialiști judiciari, avem încredere că vor cerceta corect și obiectiv, eu știu că sunt specialiști acolo, vor consulta într-adevăr și specialiștii de la Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor. Eu cred că va exista, până la urmă adevărul va fi aflat. Este o suspiciune rezonabilă, tot ce a întâmplat, iar directoarea de îngrijiri a făcut un lucru extraordinar, pentru că este un profesionist și știe ce da. S-a întâmplat. Acum, managerul spitalului zice că directoarea de îngrijiri, din câte știe el, era în concediu, că această asistentă care a făcut sesizarea ar fi contactat-o și pe această directoare de îngrijiri, dar că nu era prezentă. Și mai zice managerul că această asistentă a sesizat că doctorii ar fi scăzut doza unui medicament administrat celor de la ATI. Nu se știe din ce motiv. Și mă vine întrebarea, din ce motiv? A fost o politică de genul, domnule, mai puțin sau atâta prescriem noi și s-a dovedit că nu e bine ce au făcut, brusc, de au murit 20 de oameni? Sau să fi fost ceva deliberat? Că în jurul acestei întrebări ne vârtim, Stelian. E de film de groază, dacă e ceva de deliberat. Și dacă e neglijență criminală, e la fel de film de groază. Eu cred că și la Auschwitz se mura mai puțin. Mă, este șocant cum plutește ministrul Rafila asupra acestei situații. Este de-a dreptul siderant. Omul trebuia să iasă în conferință de presă, să-și aducă un secretar de stat, domnule, să vorbească într-un spital, domnul Barbu, văd că ne spune acum că s-a murit și mai mult înainte. Deci cum trebuie să se crape în spitalele românești ca să poată să iasă Ministrul Sănătății să ne spună două vorbe? Este siderant. Domnul Barbu, da, spuneți-ne și nouă, care este rata de mortalitate în spitalul ăsta? Dacă mor atât de mulți, poate nu mai merită să mai avem terapie intensivă. Nu mai murim acasă, ce se duce acolo? Să stea oamenii aia să-și ronțăie salariile la spital, ăia care nu își fac treaba. Spuneți-ne și nouă, de câte ori a crescut rata mortalității în acest spital de am ajuns la aceste cifre care mie, cum să spun, păi nu mă... Bun, acum nu știu, vorbim de spitalul ăsta în mod special, vorbim de Barbu. De ăsta. Da, dar nu. Ce știți, domnule Barbu? Pandemie mureau circa 60 de pacienți, maxim 70 pe săptămână. Când asta în pandemie a zis sau când? Această cifră, 46 într-un weekend, de la vineri de după prânz, când nu mai existau medici în spital, până luni dimineață. Morga era plină, da, și deja îi puneau în acea autoutilitară pentru transport de păi, cedat. Acum nu vreau să fac un scenariu, dar din ce spuneți rezultă așa, că e posibil că atunci când nu erau acești medici de față, deși cred că la terapie intensivă totuși n-au cum să nu fie nici în weekend medici, se întâmpla ceva? Sau cum? Da, e greu să spunem, nu trebuie să, nici nu vreau să fac afirmații gratuite. Eu cred că acum organele de cercetare vor spune totul, dacă vreți, documentat și cu toate probele, însă pe noi ne-a făcut să suspectăm că ceva nu este în regulă. Nu credem că este ceva voit. Da, este vorba de o neglijență crasă. Deci aici nu cred că este o intenție, pentru că îi cunosc pe medicii de acolo, inclusiv pe șefa secției, că este mai veche în secția asta ATI, dar cred că este vorba de o neglijență și o aglomerare masivă și o proastă gestionare a cazurilor de urgență și a capacității spitalelor, pentru că noi ne-am întrebat de ce o parte dintre pacienții din secția medicală, unde erau instalate ventilatoare nesupravegheate de specialist în terapie intensivă. Ce căutau acele ventilatoare? Ce căutau pacienții pus pe respirația mecanică, fără supraveghere a unei asistente sau unui medic de terapie intensivă? Deci capacitatea spitalului era mare, era sufocat, iar în situația asta managerul trebuia să țină cont și directorul medical, prin Consiliul Medical, să stabilească ca o parte din pacienți să fie transferați la alte spitale. Nu trebuia să neglijeze, să spună, ca să le dea bine la anumiți indicatori, probabil că ei au zis că haide să nu apelăm la alte spitale. Dar este greșit, pentru că e vorba de viața unor oameni.
Nu poți să faci compromisuri în calitatea actului medical. Deci așa ceva este incredibil. Iar noi am asistat la aceste lucruri și n-am putut face nimic, pentru că managerul ne-a calificat și pe noi și pe alți medici care au avut curajul să spună: domne, nu e în regulă ce se petrece aici. Au început să fie acuzați că de tot felul de alte lucruri, că vor funcții, că vor nu știu ce, că e politic, că e... Deci în condițiile în care, vă rog să mă credeți, toți indicatorii sunt la pământ la acest spital. Dar da, chiar și să nu ne pricepem la indicatori sau la acest domeniu, în momentul în care auzi că îți mor 20 de oameni pe capete în 2-3 zile și afli acest lucru de la o asistentă, deci până la urmă de la un avertizor de integritate care nu mai suportă o anumită stare, nu mai suportă să vadă că oamenii sunt lăsați să moară cu zile, este extrem de grav că aflăm așa, într-un asemenea moment. Și atenție, la aproape o săptămână de când cazurile s-au întâmplat. De ce medicul Rafila, ministrul Rafila, astăzi ne spune nouă, celorlalți cetățeni încă în viață, da, încă nu în spitalul Pantelimon, că urmează să trimită un corp de control, că el acum află din presă situația respectivă. Spitalul deci el, în subordinea cel mult astăzi putea să spună: Dumnezeu să ierte, să controleze cei care vor veni după mine situația asta și eu plec acasă, că mi-ajunge 3 ani de concediu. Bun, mi-ajunge. Stați că domnul Rafila are un istoric îndelungat de păi, tratat nu, situațiile așa, astea cu face. Foarte multă prudență spre detașare. Adică dar domnul Rafila e un foarte discută. Bun analist care zice: domne, cu e contribuția la sănătate, cu taxa pe CSS, în general zice: nu-i la mine, nu-i la Ministerul Sănătății. De data asta întâmplătorie la Ministerul Sănătății, da, că spitalul l-am deranjat cu taxa pe dar, boală, totuși oamenii aceia sunt în viață, au doar concedii medicale și li da. Se iau niște taxe. Bine că nu-i la el. La SSMB, nu-i la el. Chiar și azi, Nicușor, chiar și azi, nu e la București, Pantelimon, că să vezi tu atunci situația. Chiar și azi, domnul Rafila, primul lucru pe care l-a zis, a zis: domnule, în primul rând să tratăm aceste informații ca pe niște suspiciuni, care nu s-a confirmat nimic. Nu ok, au... de acord că nu s-a confirmat nimic și probabil că nu o să rămână definitiv, decât când cineva, dacă se va întâmpla, va fi condamnat pentru ce s-a întâmplat acolo, dacă va fi cazul și nu e altceva. Dar să începi spunând, dar stați puțin, că nici nu știm dacă e adevărat, în loc să te alertezi că e vorba de niște 20 de oameni în 3 zile. 20 de oameni în 4 zile și managerul îți confirmă chestia asta, ce-o fi spunând asta despre domnul Rafila? Aici, în mod clar, nu mai vorbim de ce am dezbătut în prima parte a emisiunii, mesaje de campanie sau lucruri de genul ăsta. Vorbim totuși de viețile unor oameni și acolo cred că nu este niciun fel de dubiu. Cred că toți, mai ales cei care au umanitate până la urmă, gândesc în același fel. Trebuie acționat imediat. Acum am văzut adică și președintele... înțeleg, ne ziceți mai ușor la Rafila cu politicianismele, nu? Că nu e în campanie, eu cam asta înțeleg. Traduceți dumneavoastră cum doriți. Eu cam așa traduc. Indiferent că am fost sau sunt colegi și așa mai departe, când sunt astfel de situații, mesajul e unul foarte clar. Dom'le, trebuie acționat imediat, trebuie văzut dacă acolo există un malpraxis, dacă există anumite deficiențe, dacă există lucruri, nu știu, nici nu vreau să mă gândesc deliberate. Că sunt lucruri intenționate, dar acolo trebuie acționat și vă mai spun, dincolo de chestiunea care e cea mai importantă, aceasta de viață și de moarte, e vorba și de încrederea oamenilor în sistemul medical de stat. Totuși, în sistemul medical de stat avem cei mai mulți pacienți. În momentul în care distrugi încrederea, oamenii nu știu unde să se mai adreseze. Și cred că asta este, totuși, ăsta e lucrul cel mai important, mai ales că îi punem pe oameni în fiecare lună să plătească contribuțiile la sănătate. Nu? Trebuie să primească servicii pe măsură. Acum, eu... am văzut și intervenția Asociației Pacienților și acum înțeleg că sunt elemente pe care le au de mai mult timp. Întrebarea este dacă s-au făcut sesizări înainte, dacă doar când a făcut o asistentă o sesizare s-a acționat sau dacă există un dialog permanent între Asociația Pacienților și Ministerul Sănătății. Nu știu dacă mai este domnul Barbu. Poate că ar fi fost util ca astfel de sesizări să se facă, nu doar să stăm să constatăm. Pentru că, până la urmă, și o viață, dacă avem suspiciuni că a fost pierdută într-un mod care ține până la urmă de funcționarea spitalului, cred că ar fi trebuit făcută o sesizare. De asta sunt curios dacă există astfel de sesizări făcute. Așa cum ați sesizat și dumneavoastră, e vorba până la urmă, la început, mai ales de umanitate. Ne aducem aminte că totuși domnul Rafila, la puține luni după ce a venit în acest mandat,
a ignorat total situația pacienților cu cancer. Au oprit un program care îi salva pe acei oameni. Eu n-am făcut referire încă o dată. Acum, eu n-am intrat în logica politică. O inadecvare totală să tratăm acestui ministru. I-am spus că dacă a greșit domnul Rafila, trebuie să răspundă. Eu asta am spus. Dumneavoastră o duceți de fiecare dată într-o luptă politică. Haideți să lăsăm lupta politică. Aici nu vorbim despre politică. Încă o dată, doamna senator. Nu vorbim de lupta. Întrebarea mea este, există un mecanism? Eu nu pot să mă degrevez de a discuta ce atribuții are ministrul Rafila. Dacă mă uit la mandatul domnului Voiculescu, cred că nu mai aveți elemente foarte multe. Dacă vreți să o ducem în politică. Cred că aici nu e vorba despre politică. Nu duceți în situația asta, nu duceți în altă direcție, că e mult prea grav. Domnul Mușa, întrebarea este, dacă există astfel de mecanisme, asociația pacienților sau toți cei care sunt avertizori de integritate, cred că trebuie să acționeze, iar ministrul, într-adevăr, trebuie să aibă mecanisme de colaborare cu acest. Pentru că nu poate ști un ministru de fiecare dată ce se întâmplă un spital, într-un spital, decât dacă există. Dacă există sesizări și nu a răspuns ministrul, atunci putem, sigur, să aruncăm totul pe ministru. Dar dacă nu există sesizări, nu cred că ministrul are capacitatea să fie în fiecare zi, în fiecare spital. Să merg imediat la domnul profesor Glăvan, dar înțeleg că domnul Barbu ne-a auzit, da? Domnule Barbu. Sau nu? Domnule Parcu, vă rog, am înțeles că, vreau să faceți o precizare aici. Da, din păcate a fost văduvit de dialogul pe care l-aveți acolo. Păi eu sunteți aici în legătură cu noi. Da, dar n-am putut să intervin atunci când s-a spus legat și de ministrul Rafila, dar mai ales legat de faptul că noi nu am reclamat, deși am știut. Nu, noi n-am spus asta, am întrebat doar dacă există sesizări anterioare. M-a sunat chiar managerul spitalului la un moment dat, pentru că știa că noi suntem acolo prezent, știa că monitorizăm și a dat seama, dar noi nu puteam, nu aveam toate dovezile că acolo se întâmplă o asemenea crimă. Deci aveam doar dovezi și au fost semnalate chiar ministrului și ministrul a ținut cont ca la evaluarea din aprilie de acum, deci începând din perioada următoare, să facă evaluarea spitalului, să țină cont și de sesizările noastre. Noi am sesizat deficiențe în ce privește managementul în general și inclusiv în calitatea îngrijirii și în siguranța pacienților. Deci am sesizat acest lucru. Domnul ministru a intervenit, să știți, iar acum noi putem imputa ministrului sănătății că, iată, nu a intervenit. Păi acum a intervenit când a aflat și să știți că și noi am aflat de ceea ce a spus această asistentă tot astăzi. Păi nu, dar vedeți că s-a aruncat totul pe ministru și, de fapt, acum vedem că există un dialog și că au fost sesizări și că ministrul a acționat. Că domnul ministru, în loc să există dialogul ăsta, să nu asta vreau să zic. Că domnul ministru... Că dă o ordonanță de urgență, Ciolacu, să nu crape nimeni în spital cât e corespondent. Ce spuneam eu este că domnul ministru, primul lucru, în loc să spună, domnule, e o situație extrem de gravă, trebuie investigată orice suspiciune, oricât de aberantă ni s-ar părea. Nu era încă suspiciune atunci. Nu, vorbesc de ziua de azi, domnule Barbu. Când astăzi domnul Rafila, primul lucru, zice... Deci, că la prânz eram față cu domnul ministru. Noi am discutat de cu totul. Nu aveam această informație. S-a discutat despre probleme legate de deficiențe de management, dar nu știam nimeni dintre noi. Am înțeles. Eu, păi vă aduc eu această informație. Domnul Rafila, imediat ce a aflat de situație, întrebat de presă, a zis, stați că întâi trebuie să verificăm dacă e adevărat ce spune persoana respectivă. Adică nu suntem noi acum să facem acuzații, nu știu ce. Domnul Ușa, nu vreau să iau apărarea nimănui, că atunci când a fost de acuzat, am acuzat. Dar domnul Barbu spune altceva, că în momentul în care a existat o suspiciune rezonabilă, l-a sesizat pe ministru și a acționat imediat, a trimis corpul de control. E corect ce am spus, domnul Barbu? Da, corect. Bun. Despre asta e vorba. Nu, trebuie să fim corecți. Păspeța dinainte, păspeța de azi a luat ceva să trimită corpul de control. A acționat corect. Mai mult, dacă vă uitați în lege, legea nu permite ministrului sănătății să intervină, pentru că e vorba de un... Da, domnul Barbu, am înțeles și vă mulțumesc foarte mult. Ce tot spun eu aici e că domnul Rafila, a mia oară, să comportă ca un analist de pe margine, în loc să zică, domne, mă implic total și așa și pe dincolo. Asta face domnul Rafila. Primul lucru a zis, dar stați puțin, să vedem dacă nu o fi adevărat. Dar n-ar fi mai bine întâi să vedem dacă e adevărat și după aia să vă întrebați chestiile astea? Am asistat la toate relatările și la toate aceste povești în care evident reiese că avem o asociație a pacienților, da? Și alte structuri care
relatează că se întâmplă ceva urât într-un spital din subordinea Ministerului Sănătății. Eu mă întreb, domnule, în sectorul privat, la o firmă care produce CICO sau ceva, apă, plată, ați auzit vreodată ca cineva să tot sesizeze? Domne, tot cumpăr de la voi, dar ba găsesc o râmă, ba găsesc o muscă, ba e răsuflată apa, ba ceva. Și imperturbabil șeful fabricii de CICO sau de apă să zică, da, vom studia, e o suspiciune și vom... Nici nu știm dacă acuzațiile sunt... Nu există așa ceva în sectorul privat. Această nesimțire există doar la stat. Și de asta mi se pare că nu o putem tolera, nu o putem tolera. Singura diferență pe care eu o sesizez în seara asta între scandalul azilurilor și acest scandal este că acum nu a stat cineva să filmeze cum mor acei oameni. Atât. Nu avem proba video sau foto, că dacă am fi avut-o, ar fi fost ca la colectiv sau ca la azil. Avem doar o suspiciune care va să zică. Poate pur și simplu să nu luăm lucrurile așa. Pur și simplu, nu știu, dintr-o s-a comis pe lanț o eroare de protocol medical. Poate că nu este absolut ucidere chiar din cauza. Poate că nu este absolut nimic, dar avea probleme de management. Deci acolo au fost relatate, da, aceste defecțiuni de management de multă vreme, deci era recunoscut. Cu probleme acestea. Știu că și domnul Barbu ne-a zis, nu avem cum să credem în coincidențe care să petrec de câteva luni încoace, dar poate că cine știe, cazul ăsta punctual cu cele 4 zile e doar o coincidență nefericită că atâția oameni și-au pierdut viața, că poate chiar nu se mai putea face nimic în cazul lor pentru toți cei 19, habar n-am. Ideea e să ne mișcăm cu rapiditate în cazul ăsta, până nu să mai ascund sub preș anumite de chestii. Morți, da? Oameni care au murit în sistemul public de sănătate, nu oameni care au făcut indigestie, da? Nu oameni care le-a căzut o unghie. Sunt oameni care au murit în spital. Da, da, sub public. Foarte mulți șefi, pentru că de la managerul de spital, sub el se află un director de pacienți, de îngrijire pacienți, sub el se află șefii de secție, sub el poate se află... Poate ne spune domnul Barbu care e bugetul de salarii la spitalul ăsta. Care n-au anunțat atâtea zile. O să aflăm și discutăm zilele astea. Am văzut un material la colegii de la Hot News, unde la un spital de provincie erau 500 de angajați la Târgu Cărbunești, da? 500 de angajați la 8.000 de locuitori în spitalul respectiv și unde 99,9% din buget era pentru salarii. Și știi ce a zis primarul de acolo? Nu e, domnule, astea sunt invenții electorale. Și ți-am mai aduc aminte că în același sistem public de sănătate, un loc de brancardier, de exemplu, se vinde la Oradea, pe Piața Neagră, și e luat de DNA, sau din casa DNA-ului, cu 6.000 de euro. Și sunt nenumărate cazuri în toate spitalele publice din țara asta unde locurile se vând ca la Air Maroc. Și noi stăm și analizăm ca și cum ăla, cineva de la terapie intensivă ar fi băut un pahar cu apă stricată și are indigestie. Nu, bănele, numai pe lumea asta omul ăla. Eu nu zic că sunt medic și nu că l-aș fi salvat eu pe omul respectiv, dar e o situație care ridică suspiciuni, iar Ministrul Sănătății tratează, cum spune domnul profesor aici, să stăm să analizăm, să treacă valul, că nu s-a creat valul mediatic care să ne pună într-o situație nasoală pe noi. Sunt unii care au murit acolo, voi nu vă puteți pronunța pentru că sunt niște profani, tu nu ești medic, ceea ce are dreptate omul, și dacă peste vreo 2-3 zile pleacă valul mediatic, asta e, frățicule, ora și la mai care. Vedem noi cu concluzia peste cine știe câte luni. Nu s-a ajuns la nicio concluzie, nici în legătură cu această taxă pe boală despre care vorbim de săptămâni în șir. Astăzi premierul ne-a zis așa, ca și cum e mare dovadă de implicare, că e a treia oară când se discută subiectul. Întrebarea e de ce e nevoie de atâtea dăți în care să se discute subiectul ăsta și nu se ajunge la o concluzie. Hai să vedem ce a zis domnul Ciolacu mai. Am decis pentru a treia oară să reanalizăm subiectul concediilor medicale, ca să putem corecta tot ce ne-a fost semnalat. Astfel, se percepe CASS doar pentru concediile medicale în cazul bolilor obișnuite, a celor ce impun carantină și reducerea cu 25% a timpului de lucru. În rest, toate celelalte indemnizații de concediu medical sunt scutite de CASS. Indiferent că e vorba de concediu medical prenatal, pentru îngrijirea copilului bolnav, afecțiune oncologice sau pentru boli grave ori cronice. Cu alte cuvinte, cei care sunt într-o astfel de situație și au concediu medical vor avea și venituri mai mari cu
cu valoarea CASS-ului, respectiv cu 10%. Da, deci am decis pentru a treia oară, foarte interesant sună chestia asta. Probabil că mai vin și alte dăți în care se mai decide alte lucruri, dar nu se decide... An, cred că se discută acest subiect și dacă s-a ajuns abia la treia oară, e un pic cam lent, dar... Iar 200-lea ultimatum, bine cam așa, că s-a ajuns în sfârșit la o definiție a discriminării între bolnavi. Da? E bine. E un pas înainte. Ce e boala normală? Dar eu propun să facem normală? O discriminare și între cei care primesc tichete de masă. Pentru că poate unii sunt obezi, au diverse probleme cu diabet și alte chestii și alții sunt frumoși să mai firfirei, așa ca mine, de exemplu. Oate unii mănâncă mai multe, sunt vegetarieni. Lor să nu le dăm tichete de masă, că urzicile sunt ieftine. Eu zic să le dăm alea care mănâncă carne. Da? Deci hai să discriminăm. Domne, ce este aberația asta? Mai e domnul Ciolacu sau cine o fi? Domnul Rafila, dânsul e imperturbabil. Mai există undeva în lume discriminarea asta între pacienți, între bolnavi? Cred că ne uităm unde nu trebuie, Bogdan Glăvan. La finanță acolo. Și exact. Credeți că a stat Ciolacu să analizeze sau Rafila? Tudor, despre ce sume vorbim? E la Boloș care a zis: "Domne, eu vreau de la toți bani." Păi mai lasă și tu. Păi hai că mai las de la aia. Despre ce sume vorbim aici? Câteva zile. Vă spun eu că s-au uitat colegii mei, în Uniunea Europeană și România alocă 0,2% din PIB pentru concedii medicale, cea mai mică cifră din Uniunea Europeană, chiar dacă Ciolacu ne spune pe această taxă. Despre ce sume vor să ce sume cât au adunat până acum? Ei adună 10 milioane de euro pe lună. Deci tu îți dai seama, băi, bugetul casei atâta. E de vreo 8 miliarde de lei pe an? Miliarde, da, deci oricum. Deci noi, bugetul, mai mult. Noi suntem la deficit acum. Și ăștia, cum să spun, se târâie și fac atâta scandal pentru 10 milioane de euro. Dar nici măcar, cum să spun, n-au pus problema corect și onest. Că sunt importanți. Ok, să spunem că în România există nu știu câte milioane de ore nejustificate sau ar fi fost nejustificate de concedii medicale. Că e o industrie la doctorii de medici de familie de a prescrie false, da. Pentru ca să după aia să ia la bani și nu știu ce. Bă, dar nu mi-ai prezentat situația asta în mod real. Eu n-am în minte date, cifre, n-am un grafic, n-am nimic. N-ai cum să ai, pentru că tot reprezentanții puterii ne-au zis, chiar aici în emisiunea la Alter, dacă nu mă înșel, ziceau, noi n-avem cum să verificăm că peste parafa medicului nu se trece. Păi bun, și atunci avem suspiciuni că medicul este fraudulos, dar nu putem să le demonstrăm? Domnule, sau considerăm că peste medic nu se poate trece și atunci asta e, o înghițim și zicem, bă, e medic până la urmă, n-am eu cum să-l contest. Da? Adică cum facem? Dacă nu ne convine câte concedii se prescriu, zicem că medicul e fraudulos, dar în același timp, contrazicându-ne, zicem că peste parafa medicului nu se poate trece, deci poate are dreptate. Păi cum ieșim din chestia asta? Ați înțeles? Se putea ieși într-un singur, să renunțe la ordonanța aia și în 27-28 decembrie, când i-am prins cu mâța în sac, deci când i-am văzut că ce vor să facă. Au lăsat-o de la 1 ianuarie, suntem deja a doua zi după în Crăciun, adică a doua, da, treia da, zi după Crăciun. Da, da, între Crăciun și anul nou, USR a văzut taxa în ordonanță, intra în vigoare în 1 ianuarie, le-am atras atenția, au venit și a mințit domnul Bolă și domnul Rafila, efectiv ne-a mințit în față și pe noi și pe televiziuni, da, că nu v-ați uitat bine. Domnul Bolă și domnul Rafila avea cum să mintă, că el a zis că nu-i treaba lui de la bun început. El a zis că n-avea cum să mintă, că el nu greșește pentru că nu se implică, deci n-avea cum. A zis, nu-i la mine, domnule, n-am nicio treabă, nu mă interesează. Au început să încaseze de la 1 ianuarie, le-a plăcut. Și au început să facă bâlciul ăsta în Parlament, ba proiectul, ba nu-i proiectul, ba amendamentul, suntem în aprilie. Și acum domnul Ciolacu continuă discriminarea pe care o constată și Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ pe acest proiect, care spune, nu poți să discriminezi, domnule, între o boală și alta, între un pacient și altul. Păi că unul nu are voie să se îmbolnăvească de diabet, altă femeie însărcinată nu are voie să-și ia concediu medical dacă nu poate să ducă sarcina la termen, un copil de cancer nu poate fi însoțit de un părinte la spital și să-și ia acesta concediu, bineînțeles, diminuat de dumneata Ciolacu. Atenție, toți banii ăștia de până acum, de 3 luni de zile, nici măcar nu au spus că îi îndreaptă spre o sănătate mai bună, dar spre servicii medicale mai bune. Dar nu se dau banii înapoi. Stai să vedem, domnul cum doctor și înapoi? Senator Bodog. Nu, niciun ban. Ce e, domnule doctor, boală normală? Pentru bolile obișnuite, zice prim-ministru, să va plăti CASS. Care sunt obișnuite? Otita? Glezna scrântită? Diabetul? Nu știu, ce? Uitați, poate doamna senator Spătaru, că văd că știe foarte multă medicină, știe să dea și concedii medicale. Eu spun așa, că eu dacă totuși mi se îmbolnăvește copilul și vreau să iau concediu medical, domnule Florin Bodog, pentru o situație de genul ăsta, nu puteți să veniți dumneavoastră de la guvern și să spuneți că nu am dreptul, pentru că eu plătesc taxe și impozite. Și vă plătesc asigurarea medicală.
Dar nu spune nimeni asta. Eu vă plătesc asigurarea medicală. Pentru asta o plătesc. Dar nu spune nimeni că n-aveți dreptul. Ba da, îmi luați taxe pe el. Aveți tot dreptul la concediu medical, nu vrea nimeni taxe. Și plătesc. De taxe pe actuala legislație, nu mai vorbiți prostii. Nu plătesc de două ori, domnule Bodog. Cum să-mi luați de indemnizația de concediu? Încă o dată bani. Dacă doriți, eu ies și vorbiți dumneavoastră. Poate vă nu, dar nu mințiți măcar. Păi nu, dar încercăm să înțelegem, domnule senator. Stați puțin. Ce e aia boală normală și pentru aia să plătește CSS? În România s-au acordat 3,3 milioane concedii. 3,3. Din aceste concedii, mai mult de jumătate au fost acordate pe codul 01. Codul 01, codul de concediu medical 01, înseamnă boală obișnuită. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă nici boală cronică, nu înseamnă nici urgență medico-chirurgicală, nu înseamnă nici situația pe care a spus-o doamna senator mai devreme în mod greșit. Asta este realitatea cu care ne confruntăm. Această taxă, la momentul la care s-a impus, a fost introdusă de către Ministerul de Finanțe, domnul ministru Bolor, în colaborare cu Casa Națională de Asigurări. Nu s-a ținut cont de niciun criteriu medical și asta este motivul pentru care în ordonanță a apărut în acest fel. Noi am făcut un amendament la această ordonanță în Senat și, așa cum știți, ordonanța până a plecat la Camera Deputaților, care s-a blocat. În momentul de față, nu se mai plătește această taxă decât pentru aceste boli obișnuite. Pacienții oncologici nu vor mai plăti, mamele care vor fi cu copiii. Dar de ce o plătesc cei cu boli obișnuite? Asta e întrebarea. E un fel de taxă pe incapacitatea de a-i prinde pe aia care dau concedii fraudulos? Da. Din păcate... Altfel, de ce să plătească unii taxă dacă prezumăm că toată lumea care are dreptul la concediu medical are dreptul la concediu medical? Unii plătesc o taxă, alții nu. Cum adică? Nu e vorba de taxe, este vorba de contribuția la sistemul de sănătate. Care mai plătesc o dată, oricum. Eu, deci, din punctul meu de vedere, eu ca medic cred că ar trebui găsit un mecanism prin care orice om căruia se acordă un concediu medical să poată fi verificat dacă stă acasă sau dacă se duce în concediu. Bravo. Sau dacă se duce să lucreze la vie sau dacă... Pentru că dacă, să știți că din mediul privat primim foarte multe sesizări cu privire la faptul că în sezonul de cules sau în sezonul de semănat sau în sezonul de recoltat al viei, sau în sezonul de cules al fructelor, jumătate din persoane își iau concediu medical. Asta nu înseamnă că s-au îmbolnăvit, ci pur și simplu și-au luat concediu medical. Ce ziceți. Foarte bine, să fie verificați. Să fie verificați și aia de la stat, care se pozau până Maldive sau până nu știu unde când era un concediu medical, dar au uitat că, na, să mai uită lumea pe rețelele sociale, da, că a fost caz documentat de presă. Cu nu vice-directoare de asta, directoare ajunge la unșe instituție. De la DSP, chiar de la un DSP. Corect, dar frauda se combate cu controle. Frauda nu se combate cu taxarea omului bolnav. Păi asta zice și domnul senator. Păi n-au făcut asta. Deci nouă ne lipsește, înțeleg, iarăși ne arătăm neputința de a face controle și de a verifica taxând, nu? Sigur. Sau pur și simplu domnul Boloș are nevoie de bani și tot ce vorbim noi aici vorbim degeaba, că domnul Boloș e pus pe halit bani la buget. Acum, acesta e clar că nu este un subiect popular, chiar dacă unii l-au dus într-o zonă așa populistă, să zic așa, cei de la USR, dar acum eu cred, fără să mă pricep foarte bine la chestiunea asta, domnul profesor Glăman poate să-mi confirme, cred că s-a plecat de la un principiu care există în economie, că orice fel de venit este supus unei taxări cu privire la contribuțiile de sănătate. E adevărat, domnul profesor, știu că orice venit din România este supus unei astfel de taxe. Dacă depășești un anumit plafon, s-a introdus tot de dumneavoastră. Că n-a fost întotdeauna. Dar e un principiu asta care există, cred că în toate economiile europene, nu numai în România. Și atunci când un om este într-un concediu de boală, să spunem așa, primește o contribuție. Contribuția respectivă este supusă acestei taxe la care facem referire. Deci, odată eu plătesc taxa ca salariat și beneficiez gratuit de serviciile de sănătate de la stat, în momentul în care sunt în concediu medical, primesc totuși un venit de la bugetul de stat, nu știu cât, 75% cred că din venitul meu, sper să nu greșesc, da? Care este supus și acela acestei asta contribuții. Asta e și întrebarea și probabil că aici o să apară și sesizarea de discriminare. Nu, dar cum ce vreau unii să fie supuși unei taxări și unii nu? Eu aș vrea să discutăm și aici avem experți că mult mai pregătiți ca mine. Eu sunt inginer zootehnist, dar cunosc totuși pentru că am fost în guvern o perioadă destul de lungă. Nu taxăm
boala, ca să spunem așa, cum se spune populist de anumiți colegi de platou. Îmbolnăvirea. Taxăm anumite venituri pe care totuși le înregistrăm în perioada în care suntem în concediu medical. Asta este o realitate. Nu cred că trebuie să mai auziți și de la mine întrebarea, da, de ce? Că deja o pun aia care o să se ducă probabil cu sesizare la... Nu este taxare dublă, din punctul meu de vedere. Și asta putem să o discutăm, dacă este corectă sau nu este corectă. Dar eu am vrut să stabilim niște principii corecte de dialog, astfel încât să nu intrăm într-o zonă populistă. Da, să vedem dacă mai e nevoie și de alte încercări sau asta rămâne lista finală. Revenim imediat după publicitate, doamnelor și domnilor, cu informații proaspete din sondajele care au legătură cu candidaturile la președinția României. Foarte interesant. Imediat. Date noi despre candidații la președinția României și avem acest sondaj Atlas Intel la comanda Digi24 care ne arată mai multe scenarii. În varianta în care nu ar candida Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, pe primul loc ar fi Mircea Joană, care ar intra în turul 2 cu candidatul AUR, George Simion. Vedeți această variantă. Dacă e să luăm în calcul doar voturile valide, procentele lui Mircea Joană cresc un pic. Mai avem varianta în care sunt și Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu prezenți, ca în care pe primul loc tot Mircea Joană ar ieși și tot George Simion este pe locul 2. Domnii Ciolacu și Ciucă sunt undeva ceva mai în spate, chiar după domnul Drulă și doamna Șoșoacă. Iar un al treilea scenariu e cel în care este măsurat doar Marcel Ciolacu din partea coaliției PSD-PNL, dar nu e măsurat și Nicolae Ciucă. Tot Mircea Joană e pe primul loc în această variantă, doar că mai crește procentajul lui Cătălin Drulă. Asta în ideea în care ar lua, înțelegem, voturi de la PNL, dacă PNL-ul n-ar avea candidat. Acum, când permiteți așa un comentariu, domnule Constantin, eu nu cred că poate să existe varianta fără Nicolae Ciucă, câtă vreme dumneavoastră la PNL insistați de dimineața până seara că PNL-ul va avea, și a zis și domnul Ciucă, de altfel, pe bună va dreptate. Avea candidat la președinție. Pe deci dacă dreptate. Nu intre Ciolacu în PNL, acum, probabil că... Am cam terminat cu sondajele la capital, am trecut la prezidențiale în momentul ăsta și sunt sondaje de genul dacă și cu parcă, din câte am văzut, scenarii, diverse măsurători, astfel încât să iasă cine trebuie, depinde cine dă comanda, dacă mă întrebați pe mine. Mă rog, dincolo de chestiunea asta, sunt niște realități. Că, într-adevăr, avem un candidat în persoana domnului Joană care reprezintă un candidat redutabil. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta, are o carieră, vine după un mandat la NATO... Din punctul nostru de vedere și al meu, am explicat-o și în emisiunea dumneavoastră, eu cred că un candidat de dreapta, care astăzi este evident că va fi Nicolae Ciucă, poate să adune cele mai multe voturi. Indiferent, în politică se vorbește acum, politica română, se vorbește de candidatură comună sau candidatură separată. Din punctul meu de vedere, în ambele scenarii, Nicolae Ciucă este avantajat. Dar, repet, este o opinie, nu am pretenția că este... cea mai corectă. Dacă mergem pe candidaturi separate, sigur că bătălia noastră și a lui Nicolae Ciucă va fi aceea de a intra în turul 2. Dacă va intra în turul 2, cu siguranță un candidat de dreapta va acumula mai mult în fața unui candidat de stânga. În mod clar, și va acum... fi candidatul PSD-ului. Bun, foarte dacă frumos. Va merge un candidat, și termin cu asta, un candidat comun, în mod clar... un candidat de dreapta poate să adune mai multe voturi din stânga, unde este un electorat mai disciplinat, în timp ce un candidat de stânga e mai greu să fie votat electoratul de dreapta. Asta vreau să întreb, domnul senator, dacă e ține varianta asta, câtă vreme am văzut colegii noastre care zic, dar de ce, că și noi vrem să avem președinte. Și aici întrebarea e dacă un candidat PSD, adică domnul Ciolacu, ar aduna și de la PNL. Sunt discuții. Deocamdată nu discutăm despre alegerile prezidențiale și nu discutăm despre candidatul la prezidențiale. Însă, da, eu consider că domnul Ciolacu este un candidat redutabil la președinție. Ceea ce e grav în sondajele prezentate și, mă rog, dacă ar fi real, este faptul că un reprezentant al unui partid extremist ar intra în tur 2. Asta mie mi se pare extrem de ciudat și de aceea consider și eu ca domnul Jâmpra, cum a spus și domnul senator Daniel Constantin, domnul deputat Daniel Constantin, că
aceste sondaje nu reflectă realitatea, ci sunt niște sondaje comandate pentru a scoate în evidență anumite lucruri. Dar stați dacă așa. Aceste lucruri scoase în evidență sunt reale, e grav. Părerea mea e că... Stați așa, că acum vin la retorica lui Rafila. Dar de unde știm noi că va candida Simion? Că Simion zilele trecute zicea, mă tot împing unii să-mi anunț candidatura la președinție și eu le zic că în cazul ăsta o să înceapă jocuri la nivelul vârfului AUR și nu știu ce și lasă că anunț eu dacă anunț când vreau. Deci de unde știm noi că Simion e atât de bine înfipt când el poate nici nu intră în cursă? Înainte să încerc să-ți răspund la întrebare, ar trebui să facem un registru național al sondajelor și după fiecare rundă de alegeri să le publicăm pe toate, să vedem care și cum s-au adeverit. Asta ca o considerație generală, care e foarte importantă, foarte importantă. Acum vorbim, vindem pielea ursului din pădure legat de președinție, pentru că să vedem cum vor ieși cu capetele sparte domnul Ciolacu și domnul Ciucă din afacerea asta, inclusiv domnul Drulă, cum va ieși fiecare șef de partid, inclusiv domnul Simion, care conduce partidul ăla ca lider mahimo, da? Îi conține pe toți pe interimat. Și după cum spunea domnul Coarnă... În afară de el, care e președinte. În afară de el, exact. Deci toți pe filiere, dacă te duci și vezi, sunt bă, interimat. Ba chiar unii pe anumite zone sunt vreo 2-3 găși care se bat. Și cum spunea domnul Coarnă de la Călăraș, am zis aminte bine, îl acuza că ar vinde liste și e foarte grav. L-au profilat pe Mircea Joană atât de independent, în special cei de la PSD, încât acum lumea îl asociază cu chestia asta, dacă ne dorim un independent, el poate fi Joană. Întreb, pentru că atâta s-au disociat de el PSD-știi, că acum apare independentul de pe lume, nu? Este evident că Mircea Joană se bucură de un oarecare suport popular. Asta știam și până astăzi, nu? Pe de altă parte, în ceea ce privește candidatul numărul 2 în acest sondaj, nu este foarte clar, pentru că are și o eroare sondajul, evident. Și ce am văzut acolo este că următorii doi clasați sunt extrem de aproape, adică în marja de eroare. Nu putem spune acum cine o să fie în turul 2 chiar după acest sondaj. Însă, mi se pare că auzeam aici, spunea domnul Constantin, că domnul Ciuc ar putea fi un foarte bun candidat al Dreptei, că nu mă simt eu confortabil, pentru că eu, din cât am citit, dreapta nu înseamnă creșteri de taxe. Deci domnul Ciolacu nu poate să fie un candidat al Dreptei, fiindcă a crescut taxele. Da. E momentul să... Domnul Drulă nici el nu și-a anunțat candidatura, nu? E momentul de schimbare, pentru că nici PSD-știi ca președinți de țară n-au demonstrat nimic și poate mai puțin PNL-știi. Așa că oamenii la vot cu siguranță vor face acest scurt istoric, vor înțelege efectele să-ți alegi un președinte din cele două tabere, fie că e comun, fie că nu, și o să-și vadă de treabă, într-adevăr, or să încerce să dea această șansă și unui tânăr, cum este Cătălin Drulă, de exemplu. Eu am toată încrederea că poate fi un președinte și eficient și, într-adevăr, pentru o generație care să ducă România modernă unde trebuie. Mulțumesc foarte mult tuturor. Știrile nopții imediat, pe curând.